Cauzele depresiei pot fi multiple și, în general, au legătură cu partea de alimentație, exercițiu fizic, socializare și somn. Însă, sunt și altele care provin din interior, adică din subconștient. Dacă în interiorul tău nu e pace și armonie, atunci n-ai cum să te bucuri de viață la maxim. Mi-am permis să extrag din cartea Cum gândește omul lecțiile care m-au ajutat pe mine să scap de tristețe și care cred cu tărie că te-ar putea ajuta și pe tine. Mereu când nu sunt ok, pun mâna pe această carte și ea mă face să realizez din nou că tristețea e o alegere. Eu aleg să fiu trist prin faptul că nu-mi controlez gândurile. Gândurile sunt prima treaptă în calea ta fie spre prosperitate, fie spre insucces. Totul depinde de tine. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Dacă acum te afli în depresie, te sfătuiesc să-ți monitorizezi gândurile pentru 24 de ore, iar la final vei descoperi că, în mare parte, acestea au o tentă negativă. Și ca să spun un secret, faptul că gândești negativ nu e vina ta. Mintea e fix ca o grădină, iar dacă nu antrenezi, ea va produce nu pomi, ci mărăcini. Acei mărăcini sunt de fapt gândurile tale negative. Cu cât îți lași creierul mai mult de capul lui, cu atât acele gânduri intră pe pilot automat, iar mărăcini mentali cresc. Nu e de mirare că ai ajuns să gândești mereu negativ despre situația în care te afli și să nu găsești metode de a ieși din ea. Poate crezi că soluția la problema ta e un job mai bun, o prietenă mai frumoasă, o mașină nouă, etc. Însă asta e o iluzie, fiindcă e o rezolvare exterioară, iar aceasta va fi precum un petec și nu îți va rezolva problema pe termen lung. Soluția reală e să te focusezi în interior, adică pe gânduri. Eu le propun tuturor să-și monitorizeze gândurile și să facă un exercițiu din acest fapt, fiindcă cum mușchiul are nevoie de exercițiul ca să crească, la fel și mintea are nevoie de monitorizare și control ca să nu decadă. Și vrei să-ți mai spun un secret? Sănătatea ta este în mare măsură influențată de gândurile tale. Tot ce spun eu aici, acum 3 ani, mi se păreau niște prostii ezoterice de 2 lei. Până am ajuns să am una dintre cele mai rele depresii din viața mea și am zis că o să încerc orice ca să ies, fiindcă nu prea existau alte alternative. În acea perioadă chiar am decis să merg și la psiholog și acesta mi-a recomandat chiar și pastile împotriva anxietății și atacurilor de panică. Au existat îmbunătățiri, însă nimic care să mă bucure cu adevărat. Trebuie să menționez că pe lângă depresie aveam și atacuri de panică și anxietate. A fost o perioadă grea. Timpul trecea, iar eu nu vedeam rezultate, așa că am început să caut și alte remedii și așa am dat de această carte. Aici am observat că vorbeam mult de gânduri și chiar am făcut exercițiul cu monitorizarea acestora pentru 24 de ore, iar în cazul meu a fost dezastruos. Peste 90% din ele erau complet negative. Am zis că ceva trebuie schimbat. Prea mult timp mi-am lăsat mintea pe pilot automat. Prea multe bariere mentale și mărăcini au crescut, iar acum e cazul să le extrag. Zis și făcut, am început să fiu mai atent la ce gândesc și am început să meditez. Pot zice că după 30 de zile de meditație zilnică, mintea mea a devenit extrem de calmă. Iar acum pot să aud pe lângă zgomotul ce înainte îmbântuia mintea. Sunt multe tehnici pentru a-ți calma gândirea, unele dintre ele fiind rugăciunea, statul în liniște, meditația, meditația activă, etc. Eu am ales meditația fiindcă aceasta mi se potrivește. Tot ce trebuie să faci este să selectezi ce ți se potrivește ție cel mai bine și să o practici zilnic. Dacă nu vei practica zilnic, atunci să nu te mai miri că revii la vechile tipare de gândire. Serenitatea e un exercițiu, la fel cum e fericirea, empatia sau bucuria. Să nu ai curaj să le ceri dacă nu ești dispus să faci și ceva în acest sens. Pe lângă toate acestea, am mai observat și o schimbare drastică în corpul meu. Exceptând faptul că problemele cu care mă confruntam au dispărut, sănătatea mea s-a îmbunătățit. Înainte să învăț să-mi calmez mintea, eram mai mereu bolnav și nu mă simțeam bine deloc. Am încercat chiar să mă duc până și la diferiți medici, însă niciunul nu știa ce am cu adevărat. Sănătatea mea s-a îmbunătățit considerabil de atunci și fie că mă crezi sau nu, n-am mai răcit nici măcar o dată. Nu mă înțelege greșit. Nu vreau să spun că dacă gândești pozitiv, vei scăpa de toate problemele medicale pe care le ai. Asta nu se va întâmpla. Însă cred cu tărie că gândurile au un impact asupra sănătății. Mult mai eficient poți să confrunți o boală atunci când ești pozitiv decât atunci când ești pesimist. Cred că dacă devii stăpânul propriei tale gândiri, ai mari șanse să-ți îmbunătățești și sistemul imunitar, implicit sănătatea.
Oamenii care trăiesc cu frica de boală sunt și cei care se vor îmbolnăvi. Neliniștea slăbește repede întregul corp și lasă deschisă ușa în fața bolii. Tulburarea gândurilor e cocktailul perfect pentru primirea bolilor. E terenul fertil unde pot apărea probleme de ordin fizic legate de organismul nostru, dar și psihologic. Există chiar și o vorbă. Dacă nu avem dușmani în interior, inamicii din exterior nu ne vor putea atinge. Asta se aplică și în cazul problemelor de sănătate. Cu cât te gândești mai mult la o boală și vorbești despre asta, cu atât starea ta mentală se alterează din ce în ce mai mult și vei fi predispus la tot felul de probleme. Reține, viața noastră e o reflecție a lumii noastre interioare. Dacă ești nefericit, trist și singuratic, asta e doar o consecință a burenilor mentale adunate în timp și a tiparilor de gândire defectuoase. Schimbarea în viață vine în momentul în care conștientizezi puterea gândurilor. Deci dacă vrei să scapi de depresie, începe prin a-ți controla gândurile, fiindcă toate problemele noastre izvorăsc din acestea.